Frați și soror, trei versete aș vrea să prezint înaintea noastră ca suport pentru mesajul din această dimineață. Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 14, 15 și 16. Fapte 24, versetul 14. Ascultăm cu respect citirea Cuvântului Sfânt. Îți mărturisesc, că slujesc Dumnezeului părinților mei după calea pe care ei o numesc partidă. Eu cred tot ce este scris în lege și în proroci și am în Dumnezeu nădejde aceasta pe care o au și ei înșiși că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepți. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Și surori, din punct de vedere al evenimentelor așa cum ne sunt prezentate în Scriptură și mai ales legat și de sărbătorile pe care noi le-am avut, mă refer aici la sărbătoarea învierii din morți a Domnului, suntem încă în cele 40 de zile dintre înviere și înălțare. Am anunțat că joi va fi serviciu special, sărbătoare, înălțarea la cer a Domnului nostru Isus Hristos și joi se finalizează, să zic așa, cele 40 de zile, în care Domnul s-a arătat de mai multe ori ucenicilor și Scripturile menționează lucrul acesta, legat de arătările Domnului și de scopul pentru care Domnul s-a arătat. Biserica după aceea a început să predice cuvântul lui Dumnezeu, Domnul s-a înălțat după 10 zile, a fost coborârea Duhului Sfânt, înființarea bisericii, această instituție nou-testamentară, această instituție divină-umană și unul din subiecte, poate cel mai important subiect pe care biserica l-a predicat, nu numai în faza incipientă a formării și biserica de tot, din totdeauna, de la formarea de la cinzecime, de la Rusalii și până la plecare, până la răpire, biserica are mesajul acesta mereu actual, mereu proaspăt. Și mesajul bisericii este legat de Hristos, de învierea Lui și de efectele învierii Lui. Uitați-vă, vă rog frumos, la faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2. Pasajul acesta este ca o sinteză, aș putea spune, Ceea ce însemna mesajul pe care Apostolii, Fapte 4, încă se petrece în Ierusalim, Faptele Apostolului, capitolul 4, versetul 1 și versetul 2, spune că pe când vorbea Petru și Ioan, Norodul a venit la ei pe neașteptate și pe la ei pe neașteptate, preoții capitanului templu, capitanul Templului și Saduchei. Și erau necăjiți. De ce erau necăjiți? Pentru că învățau pe Norod, adică celor ce predicau, învățau pe Norod și vesteau în Isus, da? Deci nu se poate să vestești învierea morților scoțându-L pe Iisus din calcule. Unul din mesaje era învierea lui Iisus și imediat lângă mesajul învierii lui Iisus era efectul acesta al învierii Domnului Iisus. Foarte necăjiți că învățau pe norod poporul Ierusalimului și vesteau în Iisus învierea din morți. Ăsta a fost mesajul. Acum, dacă ne vom uita în Scriptură, veți vedea că sunt mai multe sublinieri pe care le face cuvântul lui Dumnezeu, în special în Noul Testament, legat de efectele învierii din morți a Domnului nostru Isus Hristos. La sărbătoarea învierii, pe care am avut-o, iată, în urmă cu aproape 40 de zile, am prezentat înaintea dumneavoastră câteva pe parcurs, prin mesajele care au fost aduse iarăși, am vorbit despre efecte, despre impactul pe care învierea din morți, care schimbă, revoluționează, frați și surori. Nu revoluționează numai dicționarul. Apare pentru prima dată expresia Întâia în viere. Dar uh, revoluționează absolut totul. Schimbă dinamica, dacă vreți, a evenimentelor și a stării. Uh, Spune scriptura, și doar pe scurt am să subliniez. Datorită învierii lui Hristos, dobândim o natură nouă. Ne-a născut din nou, spune Scriptura, prin învierea din morți a Domnului nostru Isus Hristos. Adică există posibilitatea aceasta a reînnoirii, a transformării, a schimbării, datorită învierii din morți a Domnului nostru Isus Hristos. Apoi, o poziție nouă, suntem socotiți neprihăniți. Datorită faptului că Hristos a murit și moartea Domnului este o moarte de răscumpărare, o moarte de înlocuire și o moarte de ispășire, iar datorită învierii sale, asta înseamnă că Dumnezeu primește jertfa aceasta pe care Fiul Său a adus-o și în momentul acela ne socotește pe noi, ne consideră pe noi ca fiind neprihăniți. Ba mai mult îmi place acel verset din Romani 8 cu versetul 34. Romani 8 cu 34 spune, Hristos a murit. Ba mai mult. Nu știu, atât de mult îmi place mie expresia aceasta, ba mai mult. Asta nu înseamnă că minimalizează moartea Domnului Isus Hristos ci din potrivă așează la locul ei, dar lângă moartea Domnului așează evenimentul care dă greutate și morții și și efectului morții Domnului a învierii și a înălțării la cer. Iată, într-un singur verset, trei evenimente importante. Moarte, înviere și înălțare. Și uitați-vă la versetul acesta. Hristos a murit, ba mai mult el a și înviat, stă la dreapta lui Dumnezeu, înălțarea la cer a Domnului Isus Hristos și mijlocește pentru noi. Un singur verset care are atâta bogăție de mesaj pe care îl transmite. Dar, în învierea din a Domnului Isus Hristos a adus această nădejde, a certificat-o dacă vreți. Această nădejde că va veni un moment în care, așa cum Hristos a înviat, va fi o înviere a morților. Știți ce îmi place și vreau să subliniez lucrul acesta înaintea dumneavoastră? Faptul că vorbim de învierea morților, nu vorbim doar de o înviere a celor credincioși. Poate ar fi simplu să tratăm subiectul acesta. Pentru că Hristos a înviat, Hristos este Mântuitorul, doar cei care sunt în Hristos vor avea parte de înviere. Și vine Scriptura și ne spune, faptul că Hristos a înviat este o dovadă de netegăduit că va fi o înviere a morților. Adică vor învia și cei credincioși, Oamenii care și-au pus toată nădejdea în Dumnezeu, în lucrările Lui, și vor învia și categoria cealaltă, care poate și-ar dori să nu învieze. Pentru că învierea întotdeauna este, dacă vreți, urmată pe de-o parte de răsplătire. Ma mai mult spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 10. Și aici este normal, este legat chiar dacă nu apare termenul de înviere în versetul 10. Este o aluzie la ceea ce se va întâmpla. Că toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos. Vă rog, ascultați. Pentru ca să primească fiecare dintre noi răsplata. Acum, când vorbim de răsplată, ne gândim la cei ce au făcut binele. Ăștia vor fi răsplătiți. Dar uitați că există și o răsplătire a celor răi. Există un mod în care Dumnezeu se va raporta și la cei care au făcut răul. Deci ce vin și spun în Hristos, în învierea lui Hristos? Nu există doar bază a învierii celor credincioși, și în Hristos și în învierea Lui există bază și siguranță, vă mă rog rețineți, siguranță că va fi o înviere, chiar dacă e tapizată, dar va fi o înviere, așa cum spune cuvântul, a celor drepți și a celor nedrepți, a celor ce l-au slujit pe Dumnezeu și a celor ce poate au mimat slujirea sau nu l-au slujit pe Dumnezeu, l-au ignorat. De aceea e foarte important aspectul acesta. Și m-am uitat la textul din fapte 26. Fapte 26 este, dacă îmi permiteți așa o privire panoramică asupra acestui text, este un moment de apărare, un moment de apologetică pe care Apostolul Pavel îl face în fața lui Agripa. E înainte de a merge la Roma, înainte de a fi deportat înspre Roma, Apostolul Pavel își prezintă punctul lui de vedere, acuzațiile care au fost aduse și Apostolul vine și spune, da, am să spun ceva, preacucerniciule, că între mine și ei nu e diferență. Doar felul în care ei se raportează la mine, doar faptul că au găsit nod în papură și au încercat să mă acuze. Dar la urma urmei zice ei aici, la un moment dat în textul pe care l-am citit înaintea, la, înaintea noastră, am în Dumnezeu de aceasta pe care o au și ei. Adică noi nu ne disociem în nădejdiile acestea, nu ne separăm în de aceasta, doar ei m-au acuzat de anumite, de anumite lucruri și acum eu mă explic. Asta este contextul în care Apostolul Pavel și uh, Evanghelistul Luca, Scrie aceste cuvinte pe care Apostolul Pavel le-a adus. Dar ceea ce vreau să scot în evidență, uitându-mă la cuvintele acestea ale Apostolului Pavel, este certitudinea. Să știți că unul din lucrurile care caracterizează credința creștină este faptul că întotdeauna credința creștină se bazează pe siguranță, pe certitudine. Credința creștină nu este o credință a probabilităților. A posibilităților. Probabil. Posibil. Nu știu. Vom vedea. Face mult rău să știți modul acesta de gândire total uh, nebiblic. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu, Tatăl, să ne numim copii ale Dumnezeu și suntem. Deci, e clar. Apostolul spune în 2 Corinteni, în capitolul 5, versetul 1: Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer, făcută nu de mâini, în cer făcută de la Dumnezeu. Știm, în adevăr. Și surori, un adevărat copil al lui Dumnezeu este un om, este un, un om care se bazează pe adevărurile Sfintelor Scriptură, Scripturi și nu le pune la îndoială. Nu trăiește probabilități, posibilități. Păi ești mântuit, păi Domnul știe, vom vedea. Știți ce spune Scriptura. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n are pe Fiul, nu are viața. Deci nu merge, dăm cu zarul să vedem ce cade. Nu există lucrul acesta. Tocmai de aceea Apostolul, ca și un înainte-mergător al nostru, unul care pune temelia învățăturii de bază a credinței creștine, vine și spune fermător, eu am această nădejde, eu sunt sigur de lucrul, de lucrul acesta, că va fi la un moment dat în viere. Apostolul Pavel a făcut dintr o trină a învierii poate una din cele mai importante doctrine pe care le-a predicat, una din cele mai importante învățături. Uitați-vă, vă, vă rog, frumos, la scrisorile lui. N-am stat să calculez și să număr acum, dar începând de la roman și până la evrei, 14 epistole pe care le scrie. Probabil că în fiecare epistolă, dar dacă aveți curiozitatea, verificați dumneavoastră lucrul acesta, probabil că în fiecare epistolă scrie despre învierea lui Hristos. Scrie despre efectele învierii lui Hristos. Ba mai mult are acel 1 Corinteni, capitolul 15, care este inima Evangheliei, care este capitolul de aur al Scripturii, pentru că prezintă pe de o parte învierea lui Hristos, pe de altă parte efectele învierii lui Hristos, pe de altă parte mecanismul învierii și apoi vorbește și despre înviere și răpire sau despre transformare și răpire și plecare în împărăția lui Dumnezeu. Un cuvânt extraordinar pe care acest om al credinței îl are, dar totul este bazat pe uh, certitudine. Am această nădejde, spune Apostolul Pavel. Frașii și surori, Întrebarea la care aș vrea să găsim răspuns în această dimineață, întrebarea e ușoară, poate răspunsurile e mai grele, dar întrebarea la care aș vrea să găsim răspuns în această dimineață este aceasta. De ce trebuie să cred că va fi o a morților? De ce e atât de important să cred eu că la un moment dat va fi o a celor drepți și a celor drepți? Sau poate ne-ar place să fie o înviere doar a celor drepți? Dar de ce este important și Scriptura sublinează texte și în Vechiul Testament, texte și în Noul Testament, profetul Daniel, vă citesc imediat, Domnul Iisus Hristos în Ioan capitolul 5, când am vorbit despre întâia înviere, am prezentat înaintea dumneavoastră textul acela din Ioan, din capitolul 5, de ce este atât de important să cred că va fi o înviere a morților, la modul la modul general? Acum, uitându-mă în cele trei versete pe care le-am citit înaintea dumneavoastră, Dau în primul rând două răspunsuri care rezultă, și al treilea tot de aici rezultă, dar primele două răspunsuri rezultă din modul în care uh, apostolul își construiește mesajul, îl transmite mesajul în contextul pe care l-am prezentat înaintea uh, dumneavoastră. În primul rând el spune în felul următor, partea a doua a versetului 14, citeți tot versetul 14, fapte 24. Îți mărturisesc că slujesc, lui Dum că slujesc Dumnezeului părinților mei, după calea pe care eu o numesc partidă. Și acum vă rog, ascultați-vă, vă rog frumos, unul din răspunsuri. Eu cred, zice Apostolul, eu cred tot ce este scris în lege și în proroci. Frați și surori, expresia lege și proroci aici definește cuvântul lui Dumnezeu, în special cuvântul Vechiului Testament. Vă aduc aminte că Domnul, pe drumul Maosului, a luat scripturile, nu a avut neapărat sulurile după el. Dar zice apoi le-a deschis mintea să înțeleagă lucrurile privitoare cum este scris în lege, în proroci și în psalm. Asta este împărțirea Vechiului Testament. Vă aduc aminte de cuvântul pe care tot Domnul îl spune în Matei, în capitolul 5, n-am venit să desfințez legea și prorocii. Cuvântul acesta e foarte preferat, mai ales de adventiști. Pentru că vine și spune, uitați, Domnul Isus Hristos spune că n-a desfințat legea. Rășistorul acolo nu vorbește de lege ca și decalog. Acolo nu vorbește de lege ca și cele 613 porunci pe care le găsim în Cartea Exodului. Și în momentul în care apare expresia aceasta lege și prorogi, se înțelege: N-am venit să desfințesc scripturile Vechiului Testament, ci am venit să împlinesc cuvântul acesta, să împlinesc scripturile Vechiului Testament. Același lucru se întâmplă și aici, în contextul acesta, în care Apostolul vine și spune: Cred, vă recitesc, cred tot ce este scris în lege și în proroci. Deci dacă cred tot ce este scris în lege și în proroci, cred inclusiv că va fi o înviere a morților drepți și nedrepți. Pentru că în Vechiul Testament există învățătura aceasta. Deci învățătura învierii nu este o învățătură doar nou-testamentară. Învățătura cu privire la învierea celor drepți, a celor nedrepți, învățătura cu privire la învierea morților, este o învățătură fundamentată pe scripturile Vechiului Testament. Hristos n-a înviat a treia zi, că așa a zis nu știu cine, să învieze, nu, ci pentru că a înviat a treia zi după scripturi. Scripturile au o relevanță extraordinară. Că noi nu le mai privim atât de importante astăzi, că noi nu mai uh, ne adâncim atât de mult în ele, preocupându-ne cu orice altceva. Asta este problema noastră. Dar scripturile rămân scripturi. Rămâne cuvântul lui Dumnezeu inspirat, infailibil și plin de putere. Vreau să vă uitați, vă rog frumos, la Psalmul 71 și versetul 20. Psalmul 71, versetul 20. Ascultați ce cuvânt profetic, ce cuvânt deosebit are omului Dumnezeu aici. Zice, ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri, dar ne vei da iarăși viața. Ce înseamnă asta? Ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului. Ne vei da viața. Va fi o înviere. O înviere a celor drepți și o înviere a celor drepți. Și sunt și alte pasaje ale Vechiului Testament. Și mai este încă o subliniere pe care o face apostolul aici. Pe lângă faptul că adevărul acesta cu privire la învierea morților este menționat și este subliniat în scripturile Vechiului Testament, frați și sorori. Adevărul acesta a fost un adevăr pe care oamenii lui Dumnezeu, indiferent de perioada în care au trăit și l-au însușit, au crezut din toată inima că Dumnezeu are această capacitate și putere la un moment dat să-i aducă pe cei morți la viață. Știți că tot în contextul acesta, faptele Apostolului, capitolul 26 de data aceasta, fapte 26, versetul 8, spune în felul următor. Fapte 26 cu 8. Ce? Vi se pare de necrezut că Dumnezeu vie morții? Vi se pare de necrezut lucrul acesta? Puterea lui Dumnezeu e mare, cine a măsurat-o? De aceea e atât de important și aspectul acesta, modul în care ni se prezintă adevărul acesta și oamenii lui Dumnezeu, oameni care au avut o relație cu Dumnezeu, au fost oameni care au acceptat din totdeauna adevărul acesta. V-am prezentat atunci momentul în care mă gândeam la, la Avram. Cum de a fost posibil să-l ducă pe fiul său, pe Isaac, jervă? Și uh, cred că răspunsul, așa cum spuneam, îl primim în, uh, în Evrei, capitolul uh, 11, versetul 19. El gândea că Dumnezeu îl poate învia. Dar vreau să mai dau un exemplu lângă exemplul Avram, care îl ancorăm, chiar dacă e scris în Noul Testament, îl ancorăm tot în ideea Vechiului Testament. Vă aduceți aminte de discuția dintre Domnul Isus și surorile din Betania, surorile lui Lazar, Marta și Maria? Și ascultați, vă rog frumos, ce, ce zice cuvântul. Spune Ioan, capitolul 11, versetul 23 și versetul 24. Ioan 11 cu 23. Isus i-a zis, fratele tău va învia. Deci, Lazar era mort deja. Intrase în stare de putrefacție. Și ascultați, vă rog, mesajul Domnului fratele tău va învia. Și ascultați-vă frumos acum certitudinea, modul în care un om al lui Dumnezeu, fără poate multă experiență, câtă teologie avea Marta. Ce știa Marta? Cunoștea Scripturile Vechiului Testament, se ancora în ele și ascultați-vă frumos versetul 24. Știu, i-a răspuns Marta, că va învia la înviere în ziua de apoi. Frașii și surori, dragii mei, pe de-o parte, Învierea, cred că va fi o înviere pentru că e un adevăr revelat al Sfintelor Scripturi și aici mă refer în special la Vechiul Testament, face apel Apostolul Pavel, dar noi avem deja și Scripturile Noului Testament, avem și experiența pe care a avut-o cântăm la fiecare praznic al învierii. Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte, călcând și celor din morminte, viață dăruindu-le, mărit să fie numele Domnului, avem experiențele acestea, avem pasajele Noului Testament, revelația Noului Testament, lângă cea din Vechiul Testament, suntem credincioși, suntem ancorați în adevărul lui Dumnezeu, într-o relație cu Dumnezeu și dacă pe ei, cei care au avut doar scripturile Vechiului Testament, i-a convins atât de puternic, cu cât mai mult trebuie să ne convingă și pe noi. Dar, frașii și soror, dragii mei, Apostolul nu se oprește doar la aceste două exemple. Apostolul nu vine să zică, cred că va fi o înviere pentru că scrie în scripturi. Cred că va fi o înviere pentru că cred că au crezut și ei și cred și eu. Apostolul face un pas mai departe și spune în felul următor. Cred că va fi o înviere ca așa se vede în felul meu de a fi. În atitudinea pe care o am. Ascultați-vă rog frumos versetul 15 legat de versetul 16. Spune așa. Și am în Dumnezeu nădejde aceasta pe care o au și ei, pentru că suntem ancorați în Scripturi, că va fi o înviere a celor drepți și a celor nedrepti. Și putea să treacă mai departe și așa mai departe. Nu. Dar vine versetul 16 care spune, de aceea mă silesc. Pentru că eu cred că va fi o înviere, cred că nu moartea are ultimul cuvânt, cred că nu totul se finalizează într-un cimitir din Melbourne, din România sau de oriunde altundeva, am această nădejde că va fi o înviere, va fi un alt final, chiar dacă acum totul este parcă tragic și sumbru, va fi un alt final și de aceea, vă mă rog rețineți, de aceea, o să vreau să ne uităm un pic la locuțiunea aceasta adverbială. De aceea mă silesc. M-am uitat în dicționar. Am vrut să înțeleg un pic mai bine lucrurile. Reci și dimineața am citit, uitați-vă încă o dată, vă rog, la plângerile lui Ieremia, capitolul 3, versetul 24, textul pe care l-am avut la timpul de rugăciune. Uitați-vă un pic la versetul acesta. Plângerile mea 3 cu 24. Zice, Domnul este partea mea de moștenire, zice, sufletul meu. Nu-i punct, e punct și virgulă. Este iarăși acea locuțiune adverbială. De aceea nădăjduiesc. Adică e un efect, un rezultat. Pentru că Domnul e partea mea de moștenire, de aceea. Pentru că eu cred că va fi o înviere a morților, a celor drepți și a celor nedrepti, de aceea. De aceea determină ceva în mine, provoacă ceva în mine. De aceea se traduce cu pentru acest motiv sau din această cauză. Permiteți-mi să schimb un pic, da? Cred că va fi o înviere a morților, iar pentru acest motiv mă silesc. Cred că va fi o înviere a morților, iar din această cauză mă silesc. Știți ce înseamnă a te Nu a fi obligat. Eu nu mă refer aici la termenul negativ sau la sensul cuvântului a sili pe cineva, a forța pe cineva. Nu la asta mă refer. Și când vorbim de a te Zice, îmi dau toată osteniala, depune efort sau mă străduiesc. Deci cam astea sunt sinonimele pe care le putem folosi schimbând aici oricând cuvântul acesta, de aceea mă silesc. Haideți să parafrazăm un pic expresia. Pentru că va fi o înviere a morților, pentru acest motiv îmi dau toată osteniala. Dați și să Haideți să vedem exact ce înseamnă lucrul acesta. De ce este? Asta, asta, asta este, dacă vreți, mesajul pe care Apostolul îl transmite și spune, pentru că va fi o înviere a morților, acest adevăr provoacă, determină atitudini, determină reacții. Personal, uitându-mă în contextul acesta și apoi analizând și alte pasaje din scriptură, Francisor pot spune că credința în învierea morților, în primul rând, determină trăirea noastră de fiecare zi. Zice Măsilesc, să am un cuget curat. Credința în învierea morților determină acceptarea valorilor divine. Adică chiar dacă am alte valori care pentru mine sunt importante, știți ce înseamnă valori, lucrurile care chiar înseamnă pentru mine ceva, faptul că privesc am o altă perspectivă, există și o perspectivă limitată asupra vieții. Și trist este că cei mai mulți o avem această perspectivă destul de limitată. Uitând că există și o altă perspectivă mult mai înaltă, care trece dincolo de limitele acestea palpabile pe care noi putem să punem mâna. Deci, cred că există o înviere a morților, asta influențează felul meu de a fi. Cred că există o înviere a morților, asta mă ridică dincolo de perspectiva limitată a vieții și mă ancorează în adevăratele valori a lui Dumnezeu. Și crezând că există o înviere a morților, am un alt mod de a mă raporta la necunoscut, la provocările care pot să vină, la situațiile instant care se întâmplă și pe care nu le pot controla. Haideți să ne uităm la lucrul acesta. Frașii și surori, credința în învierea morților depinde modul nostru de viață și modul de relaționare. Versetul 16. De aceea mă silesc să am totdeauna un cuget curat înaintea lui Dumnezeu, da? deci apostolul își dă toată osteniala să aibă un mod de relație corect. În primul rând înaintea lui Dumnezeu, frate și soră, degeaba vrem să avem o relație corectă pe verticală, dacă, pe orizontală, dacă nu avem pe verticală. Veți întotdeauna, relația noastră corectă dintre noi pleacă de la relația corectă cu Dumnezeu. Când Domnul Isus Hristos a vorbit despre iubire, El n-a zis să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți și pe Dumnezeu din toată inima. Și a zis, prima poruncă, cea mai importantă, care va determina și va influența și celelalte dimensiuni relaționale, este să-L iubești pe Dumnezeu din toată inima ta. Iar după ce tu iubești pe Dumnezeu din toată inima ta, atunci vei putea cu adevărat să iubești și pe cei cu care interacționezi. Noi uneori inversăm și spune și pe tine, da? Ca pe tine însuți. Timpul pe care noi trăim este un timp, așa cum spuneam, al valorilor inversate. Ne iubim mai mult pe noi, dacă mai avem iubim și pe cei de lângă noi, sau cel puțin anturajul nostru, și dacă mai e loc undeva și timp, îl mai băgăm și pe Dumnezeu, în seamă și în calculele noastre. Or, ordinea este foarte clară. În primul rând, apostolul vine și spune, va fi o înviere a celor drepți, va fi o înviere a celor nedrepți, înseamnă că va fi și o judecată, Asta influențează felul meu de a fi. De aceea mă silesc să am un cuget curat, în primul rând în relația mea dintre mine și Dumnezeu, și apoi să am un cuget curat, care influențează această relație, în relația pe care o am cu cei de lângă mine. De aceea e atât de important aspectul acesta, și pe de-o parte să-l așezăm în, în, în ordinea corectă, dar și pe de altă parte să privim lucrurile în felul acesta. frați și sorori, nu moartea are ultimul cuvânt, ci viața. Eu sunt învierea și viața, spunea Domnul Iisus Hristos. Și adevărata viață, cum vreți dumneavoastră să o numiți, va fi o viață veșnică, în prezența Lui sau departe de El. Dar înainte de a merge într-una din cele două dimensiuni, va fi un moment în care se va analiza, dacă vreți, și cugetul nostru și toate lucrurile. Indiferent, noi putem să zicem una și în spatele nostru să fie alta. Putem să arătăm anumite lucruri și, de fapt, să nu fie nimic din ceea ce vrem să arătăm. Tocmai de aceea atât de important, de la cuget, de la rațiune, din interior pleacă totul. Din interior pleacă totul. Ăsta este mecanismul, motorul care dinamizează existența noastră, care dinamizează uh, viața noastră. Apostolul Sesilea și spune, de aceea mă silesc și aș vrea să ajung la întâia înviere, să am parte cu orice chip, da? De întâia înviere, de locul acela, pentru că acolo va fi răsplătirea. Acolo vor fi cei care vor fi uh, binecuvântați. În primul și în primul rând frați și surori, credința în învierea morților determină relațiile mele, felul meu de a fi. Relația cu Dumnezeu, relația cu cei din jur. Vă spuneam că sunt pasaje în Scriptură și ascultați, vă rog, vă citesc din Daniel, capitolul 12, versetul 2. Daniel 12, cu 2, spune astfel. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, se vor, vor învia, unii pentru viață veșnică, iar alții pentru o cară și rușine veșnică. Dar până să intri în viață veșnică sau pentru o cară și rușine veșnică, va fi un moment al evaluării. De aceea apostolul spune, pentru că va fi o înviere, pentru că va fi o judecată, vreau ca viața. Știți ce înseamnă cei 70-80 de ani pe care noi avem aici? Doar o anticamera veșniciei. Nu asta e viața adevărată. Dumnezeu nu ne-a. Programat pentru 70-80 de ani. Pentru cei mai tari, spune psalmistul în psalmul 90. Și Dumnezeu ne-a programat pentru veșnicie. Dar pregătirea pentru etapa aceea, pentru dimensiunea eternă a existenței noastre, se face în cei 70-80 de ani. Sau un timpul pe care Dumnezeu ne-l pune la dispoziție aici, cât avem. Pentru unii 50, 60, pentru alții 90, poate chiar 100 de ani. Dar în toată perioada aceasta, gândindu-mă că va fi un final, că va trebui să dau la o mare socoteală de toată umblarea mea, de toate lucrurile pe care le-am făcut. Cred că va fi o înviere a morților, asta determină acțiunile mele și determină atitudinea mea. Un al doilea lucru, aș vrea să mă uit și la timpul pe care îl mai am la dispoziție. Un al doilea lucru, lor credința în învierea morților, să știți că ne așează într-un tipar divin, determină adevăratele valori. Și adevăratele valori nu sunt cele pe care ne le promovăm noi. Noi suntem subiectivi. Adevăratele valori sunt valorile pe care le promovează Dumnezeu. Cred că într-o seară de joi am discutat, unul din textele la care ne-am uitat a fost cel din 2 Timotei din capitolul 3. În zilele din urmă vor fi vremuri grele și dacă vă uitați acolo în pasajul acela atât de prezentat în ultima vreme înaintea noastră, mai ales că trăim, credem că trăim vremurile din urmă, sunt atâtea aspecte care caracterizează societatea contemporană. Iubitor de sine, mai mult, de iubitor de, 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 mai mult decât de Dumnezeu, iubitor de plăceri, iubitor de bani, nemulțumiți, îngânfați, trufași și așa mai departe. Deci sunt atâtea lucruri care caracterizează societatea modernă, contemporană în care noi suntem. Dar oare astea reprezintă adevăratele valori? Oare pe astea trebuie să pună accentul și cei care se numesc copii ai lui Dumnezeu? De aceea, vine cuvântul Domnului și spune în felul următor, în vremurile din urmă, în perioada aceasta, voi trebuie să rămâneți la aceleași valori pe care le-ați avut, poate, la început, valorile lui Dumnezeu. La un moment dat, Domnul Isus Hristos a fost întrebat despre finalul tuturor lucrurilor și a zis în felul următor, perioada finalului tuturor lucrurilor va fi o perioadă determinată și dominată de materialism exacerbat. Materialismul, starea materială, va deveni un soi de prioritate pentru cei mai mulți. Pentru cei mai mulți. Și dacă vă uitați cu atenție în Evanghelia după Luca, în capitolul 17, acolo se prezintă, zice, va fi ca în vremea lui Noe și ca în vremea lui Lot. În vremea lui Noe spune, orice făptură stricase calea pe pământ, în vremea lui Lot se pierduse deja noțiunea de căsătorie, oamenii doar vor mânca, vor bea și așa mai departe, vor zidi, vor face, dar toate acestea vor caracteriza. Și este acolo o subliniere, vă rog, uitați-vă, Luca 17, de la 31 la 33, aș vrea să vă uitați la pasajul acesta. Luca 17, de la 31. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei, și își va avea vasele în casă, să nu se coboare să le ia. Nu știu, v-ați spus dat întrebarea la ce vrea, să nu crezi că se întoarce ceva după cratițe, să-și ia cratițele, că fuge cu ele în munți. Nu la, la ce se referă la vase? În vremurile acelea când Domnul vorbea, vasele erau un depozitar de averi. În vasele de lut care se făceau, oamenii își puneau banii care aveau. Tendința omului legat de lucrurile acesta este ca, în momentul în care apar probleme, să-și ia, zice Domnul, nu te întoarce după ele. Nu asta e prioritatea. Știți care e exemplul mildăimiaț? Zice aduceți-vă versetul 32, Luca 17, aduceți-vă aminte de nevasta lui, dar ce s-a întâmplat cu nevasta lui Lot? În ziua izbăvirii s-a întors înapoi. În ziua de ce? Pentru că inima ei nu era, nu era legată de țoar, locul izbăvirii, de cer, de salvare. Valorile ei nu era salvarea și țoarul, valorile ei era Sodoma și Gomora. Vasele care le avea acolo, conturile care le avea acolo și toate lucrurile acestea. Ei, toate acestea au influențat atitudinea pe care a avut-o. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15 și versetul 32, pune în felul următor. Ultima parte, dacă nu înviază morții, vă rog rețineți expresia aceasta. Dacă nu înviază morții, atunci să mâncăm și să bem. De ce? Pentru că totul se termină aici. Pentru că mâine vom. Dar dacă înviază morții, dacă va fi o înviere a celor drept și a celor nedrept, dacă va fi o analiză finală, o judecată finală pe care Dumnezeu o va, o face corect, absolut corect, atunci nu mă mâncăm și bem? Dacă vă uitați la textul acesta, are un context cel din 1 Corinteni din capitolul 15. Și contextul este Isaia capitolul 22, versetul 13, de la primul verset. Versetul 12 și versetul 13, Isaia 22. Chemarea lui Dumnezeu, Isaia prorocește în perioadă foarte grea și pentru, pentru Israel. Dar îi cheamă Dumnezeu pe oameni, uitați, totuși Domnul ne cheamă. Uitați-vă la versetul 12, zice, Domnul cheamă în ziua aceea să plângeți, să vă tânguiți, să schimbați atitudini. Să aveți un alt mod de raportare la valori. Pentru că valorile sunt determinate de priorități. Unde este inima voastră, acolo va fi și comoara voastră. Dacă inima e în Soar, vreau să mă salvez. Dacă inima e în Sodoma și Gomora, mă întorc înapoi la vasele mele care am strâns în ele și am făcut în ele nu știu ce. Am adunat în ele. Ei, contextul acela în care Isaia 22, este un context în care Dumnezeu cheamă la analiză, la schimbare, la uh, transformare. Dar uitați-vă, vă rog, la versetul 13, Isaia 22. Exact răspunsul lor, dar iată, în schimb, în loc să fie pocăință, să fie schimbare, să fie val alte valori, priorități schimbate, veselie și bucurie, se junghe boi, se taie, se mănâncă la carne și se bea vin. Și expresia, să mâncăm și să bem, căci mâine, punct. O lume ancorată doar în dimensiunea materială. O lume ancorată doar în ce agonisez, doar în ce fac. Uitând mai devreme sau mai târziu, totul se duce. Goană după vânt și deșertăciune. Nu-i rău să le ai. Vreau și surori, există două moduri de a ne trăi viața. Două. Dacă găsiți al treilea, cineți-l. Două. Putem să trăim ca să mâncăm. Trai ca în rai. Sau putem ca să mâncăm, ca să trăim? Adică să ne întreținem. Pot să trăiesc doar pentru aici și acum, o perspectivă limitată, cu valori limitate, ancorate doar în material? Sau pot să am o perspectivă mai înaltă, dincolo, o dimensiune spirituală, pregătindu-mă pentru întâlnirea mai devreme sau mai târziu cu Domnul? De ce este important să cred în învierea morților? Pentru că este o atitudine care determină, care provoacă. Pe de o parte îmi provoacă relațiile, determină atitudinea mea față de Dumnezeu, cu care mai devreme sau mai târziu mă voi întâlni și voi sta față în față. Și cum se spunea duminica trecută, asta nu ține de credința mea. Dacă cred că mă întâlnesc, mă întâlnesc, dacă nu cred, nu mă întâlnesc. Dacă vreau, mă întâlnesc, dacă nu vreau, nu mă întâlnesc. Asta nu ține nici de voință, nici de credință. Asta ține de decizia lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a decis foarte clar, va fi o zi în care vom sta față în față. Toți! Vrem, nu vrem, ne place sau nu ne place. Vom sta față în față. Ei, credința în învierea morților, adică într-un alt final, într-un alt destin, îmi determină atitudinea față de Dumnezeu. Îmi determină atitudinea față de cei din jur. Pentru că toate vor fi la un moment cântărite, analizate. Ca și la Belșa Cântărit, cântărit, numărat și împărțit. Te-a pus Dumnezeu pe cântar, îi zice. Are Dumnezeu cântar? Da, are cântar. Te-a pus pe cântar și te-a găsit ușor. Mă rog, ascultați. Dar cum, Doamne, că eu am făcut, eu am dresea, ușor. Ăsta-i Dumnezeu. Acolo nu va fi nici păstorul X, nici președintele cu tare, nu va fi nici patriarhul cu tare, acolo va fi Domnul. Care e drept în tot ceea ce face și judecă, cum spune Nisaia în capitolul 11, judecă fără părtinire. Așa judecă, să știți atunci, dacă eu cred că va fi o înviere a morților, ea determină atitudinile mele, acțiunile mele, modul meu de a fi. Dacă cred că va fi o înviere a morților, am adevăratele valori, știu că nu totul este aici, și că urmează altceva, dincolo, glorios, binecuvântat. Nu uh, trăiesc ca să mănânc, ci uh, mănânc ca să pot să îmi duc mai departe existența. Accentul nu cade pe materie, ci cade pe dimensiunea spirituală. Și un ultim gând. De ce e important să cred în învierea morților? Pentru că această credință în învierea morților îmi determină modul în care mă raportez la necunoscut. La situațiile care pot să apară instant, instantaneu, dintr-o dată, pe care nu le mai controlez, la care poate nici nu m-am pregătit pentru așa ceva. Frașii și I-au scris cei din Tesalonic Apostolului Pavel și au spus în felul următor, Pavel, noi avem o grămadă de credincioși care s-au botezat, care au crezut, că au, că au crezut în învierea lui Hristos, au cântat și așa mai Ce se întâmplă că au murit? Și tu ai zis că va fi o înviere, tu ai zis că va, va, nu vor mai muri niciodată, ai citit din Ioan din capitolul 11, cine crede în mine, chiar dacă va muri, va trăi. Păi ce se întâmplă? Semne de întrebare și necunoscut. Și ce spune apostolul? Vă rog, uitați-vă la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 13. Zice, fraților, nu voie să fiți în necunoștință despre cei ce au dormit, Pentru că, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde, deci ne împărțim în două categorii. O categorie care nu are nicio speranță, nicio nădejde, și o categorie care are o perspectivă înaltă, care are speranță și care are nădejde. Și spune ferbător. dacă credem că Isus a murit și a înviat, credem și că va fi o a morților. Observați cât de frumos le leagă toate aceste aspecte. Pe de o parte de învierea lui Isus, moartea și învierea, pe de altă parte de efectul. Dacă Hristos a murit și a înviat, atunci marea veste este că va fi o înviere a morților. Ei, trebuie să înțelegem că însăși Domnul cum strigă glasul Arhanghelului, cunoașteți foarte bine versetul acesta, va fi o înviere a morților. De aceea, plecarea din veșnicie, în veșnicie a celor dragi nu înseamnă Dio. Vreau și mă uit aici la, la voi, cei care sunteți în această dimineață, sora Silvica, Corneliu. Știu că v-ați despărțit cu greu de ființele drage și de Ștefan și de Dorina. Dar vreau în această dimineață la slujba aceasta binecuvântată să aduc acest gând. Credința în învierea morților este suportul de care aveți nevoie în momentele acestea. Că va fi o zi în care mormintele de la Melbourne se vor deschide, mormintele din Arad se vor deschide, mormintele din România, mormintele de pretutindeni. De aceea necunoscutul, nu vă întristați ca cei care n-au nădejde. Necunoscutul nu el pune accentul și amprenta pe noi. Și nu avem speranță, știu un adevăr lucrul acesta. Nu e o confuzie. Creștinismul nu este o iluzie, frați și surori. Creștinismul este singura și adevărata religie pe care a dat-o Dumnezeu. Ca noi să credem lucrul acesta și asta să ne dea suport și speranță. M-am despărțit de părinții mei, am căutat, n-am mai fost în ala de 5 ani aproape, dar m-am uitat, am căutat pe, pe, pe Google Maps să-mi văd mormântul părinților. Mi-e dor! Dar știu că va veni o zi și alții dintre noastre, socrii mei, și alții, copiii care i-ați pierdut. Părinți, la unii ați fost la mormântare, vă covid -ul. ați fi vrut să mergeți în România la mormântare, n-ați putut să mergeți. Dar vine o zi, asta ne dă suportul, să știți. Cred că va fi o înviere a morților. Și pentru că cred că va fi o înviere a morților, chiar dacă acum inima mea e zdrobită, va fi o zi în care întristarea se va preface în bucurie. Și o bucurie pe care nu ne va lua nimeni. Știin că e viu, pot în vineghetiama, și eu sunt viu, căci m-a salvat. Și când dispita grea mă va ajunge, Pe brațul său mă simt mereu învingător, Știind că-i viu, pot învinge cu viață. Și eu, aleluia, căci m-a salvat căci m-a salvat. Și când ispita grea mă va ajunge. În brațul său mă simt mereu în vin. Hristos a înviat, e viu în vecii vecilor. Și pentru că va fi o celor drepți și a celor drepți, mă silesc în fiecare zi. Pentru că va fi o înviere. Am adevăratele valori, mă bizui pe ele, mă rează pe ele și le accept ca singurele valori care mă vor propulsa spre împărăția lui Dumnezeu. Și pentru că va fi o înviere a celor morți, drepți și nedrepți, indiferent de situații, chiar dacă trebuie să mă despar de ființe dragi, am suportul necesar să merg înainte, pentru că va fi și o întâlnire. Vă invit să ne ridicăm.